Sunt luni bune de când Societatea Rosal anunța public faptul că nu va mai ridica deșeurile vegetale de pe raza municipiului Roman, deoarece nu-și mai poate asuma acest serviciu fără să îl tarifeze, resturile vegetale fiind transportate la depozitul de la Girov. Pentru continuarea serviciului în mod gratuit, primăria și-a luat angajamentul că va ridica aceste deșeuri de pe raza orașului prin echipele direcției edilitare. Cum socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, ulterior serviciul nu a funcționat cu operativitate, din lipsă de angajați sau de utilaje. Din acest motiv s-a apelat tot la Rosal, societatea care a refuzat vehement să mai preia acest tip de deșeu fără să tarifeze. În acest moment, având în vedere că noi nu, așa cum v-am spus, nu dispunem de toată capacitatea tehnică, de personalul necesar, am vorbit și cu operatorul să vină în sprijinul nostru, respectând programul pe care l-am stabilit și să putem să colectăm cât mai rapid, să colectăm în sensul să respectăm acel program pe care noi l-am publicat, având în vedere că în această perioadă vedem cu toții, toată lumea se ocupă de curățenia de toamnă, iar o cantitate extrem de mare de material vegetal este depusă și scoasă pentru a fi preluată. Încercăm să mergem într-un ritm, adică să respectăm acel program, ce a fost foarte greu pentru noi. Chiar acest lucru nu l-am spus, dar am prins și pe lista de investiții un utilaj, un încărcător frontal, tocmai pentru a putea să facem acest lucru cât mai rapid. Dar, așa cum am precizat pentru acest punct, avem și sprijinul operatorului pentru realizarea acestui demers. Da, da, pentru că am avut o discuție. Nu este gratis pentru că noi îl plătim. Toată cantitatea aceea, primăria o se cântărește și se plătește de către primăria municipiului Roman. Serviciul nu că îl prestau în mod gratuit, nu era nici contorizată această cantitate și noi acum o depunem, se cântărește, iar această cantitate la sfârșitul lunii o decontăm. Noi am plătit și în perioada asta, chiar dacă noi am colectat și în această perioadă au fost funcție de cantitatea ridicată, că au fost 70 de tone, că au fost 90 de tone, fiecare intrare se contorizează, se dă bon de cântar și se... Suntem, cred că, de vreo o săptămână și ceva. Pentru că în perioada, v-am spus, exact în această perioadă am început să vedem că în zonele, cel puțin în zonele individuale, se scoate o cantitate foarte mare de material vegetal, iar cu capacitatea noastră nu reușeam să... Am încercat să facem cât am putut, pentru că noi tot același personal îl avem, cum am zis, angajat, utilajele, tot acestea le avem, nu reușeam să asigurăm trecerea așa cum ne-am propus odată la două săptămâni. Și atunci a trebuit să găsim o soluție, să cerem sprijinul, să putem să ieșim din această etapă și vom vedea mai departe. Important este să găsim soluția, să rezolvăm această problemă. Se estimează că lucrătorii Rosal vor colecta în medie între 60 și 70 de tone de resturi vegetale pe lună, costurile ridicându-se la sume cuprinse între 10.000 și 15.000 de lei lunar, după cum ne-au transmis reprezentanții primăriei.